Și medicii din Deja au avut emoții aseară. Zeci de romi furioși au luat cu asalt instituția după ce o rudă de-a lor a ajuns acolo după un accident rutier. De teamă, cadrele medicale au cerut ajutorul polițiștilor și jandarmilor. Oamenii legii au fost nevoiți să facă un culoar prin mulțimea furioasă pentru ca asistenții să-l transporte pe pacient la ambulanță. Bărbatul este în comă, iar medicii îi dau șanse minime de supraviețuire. Omul în vârstă de 31 de ani a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa regulamentar strada.